Tu faci bine, eu ce fac? Păi încerc să fac o recenzie a parfumului Tom Ford Ombre Leather, parfum apărut în 2018, la categoria pielărie. Acest parfum este unul atât de popular, atât de cunoscut, că cred că recenzia mea ar putea deveni irelevantă. La câte râuri de recenzii, la câte articole s-au scris despre acest parfum, un parfum foarte iubit, încă râvnit, pe teritoriul pasionaților și iubitorilor de parfumuri, mai întunecate, mai pieloase, mai așa, un parfum devenit mainstream, dar care are ceva de spus și care a devenit mainstream datorită faptului că este unul cât se poate de interesant ca și miros, diferit față de ce am mirosit până acum, asta dacă n-am mirosit Ombre Leather de la Tom Ford. Este, din punctul meu de vedere, un parfum care va deveni atemporal și este deja atemporal, pentru că, ce să vezi, există oameni care pur și simplu îl plac, îl iubesc. Încă de la data apariției au fost oameni care s-au îndrăgostit din prima de acest parfum și vor mai fi de acum încolo mulți oameni, atât timp cât se va produce, parfumul ăsta va fi unul extrem de iubit. Un parfum care pentru mine reprezintă o plăcere să-l port și, sincer să fiu, nu-mi dă bătăi de cap, așa cum le dă altora. De ce spun chestia asta? Pentru că, da, este întunecat. Nu este un parfum deschis, solar sau așa, este un parfum întunecat, dar este un parfum întunecat elegant, temperat, dacă vreți. Deci nu este genul de parfum întunecat, lugubru, tenebru, sinistru sau așa mai departe. Nu, este întunecat, dar la modul că este mai sobru, mai serios. Și de purtat, merge foarte bine să-l porți, dar o să vorbim și despre chestia asta, dar în general merge la geacă de piele, pentru că, ce să vezi, acest parfum chiar emulează mirosul de piele, al unei geci de piele, nou-nouțe, sau, de ce nu, a unor ghete de piele sau bocanci de piele de cea mai bună calitate. Și da, mie îmi place mirosul ăla, uneori îmi place să-l simt pe piele, să-l port, pentru că îmi place mirosul de piele și îmi place pielea ca și concept în haine, în îmbrăcăminte, în încălțăminte și așa mai departe. Deci este un miros pe placul meu, pot să zic. Și are și acea tentă industrială, pentru că acordul principal, ați ghicit, este acordul de piele. Da, pe lângă toată pielea asta s-a mai folosit un cardamom și o iasomie sambac, care dau o dulceață, dar și o uscăciune parfumului. Și s-au mai folosit niște mușchi, paciuli, mosc, de zile mari, aș putea să spun. Aici colo parcă mai simți o firimitură de vetiver și violetă și mie îmi place foarte mult combinația asta, că funcționează bine, funcționează de minune. Este un parfum echilibrat. Chiar dacă în spatele acestui parfum se află un acord de piele, el nu miroase doar a piele, că mai miroase și condimentat, mai miroase și puțin dulce, dar foarte puțin, puțin întunecat, iar mie îmi place chestia asta foarte mult. Este genul de parfum foarte ușor de purtat în momentul în care ești cu parfumurile pieloase. Mulți nu o să înțeleagă parfumul ăsta pentru că, da, te duce la un atelier de pielărie, un atelier de geci de piele, de producție, bocanci, pantofi și așa, ghete de piele. Mie îmi amintește foarte mult de perioada în care eram în școala generală și mergeam cu pantofii la pantofar și existau acolo niște mirosuri, da, de piele, de chestii, da. Procedeul ăla prin care un pantofar lipește, rezolvă o pereche de ghete, de buți, de, știu eu, de bocanci, de așa mai departe, îmi amintește mirosul acelui atelier, pentru că acolo nu erau doar un anumit segment de încălțăminte, acolo erau din toate încălțămintele și era acolo un anumit miros. Și acest miros l-am mai întâlnit la o vopsitorie de geci de piele, de articole de piele, de chestii de genul ăsta. Și da, mie îmi dă cu trigăre. Cred că ăsta e motivul principal pentru care îmi place parfumul ăsta. Este un parfum simplu pentru mine, simplu de purtat, nu este un parfum challenging. De fapt, eu cred că nici nu prea am așa parfumuri challenging care să-mi dea bătăi de cap atunci când le port. Și după cum spuneam, un parfum plăcut pentru mine, echilibrat, întunecat, dar în același timp și... Gândiți-vă așa, în momentul în care îl purtați pe ploaie,
sau pe vânt, pe vreme rece, pe chestii genul ăsta, parcă îți dă așa un boost de energie. Parcă mirosul lui se completează cu zona asta de ploaie, zona asta așa umedă, rece, tăioasă. Evident că există parfumuri pieloase mult mai bune, mult mai pe stilul meu, mult mai pe segmentul meu, mult mai întunecate, mai intense, dacă vreți, mult mai concentrate, hai să spun așa. Dar nu mă refer aici la concentrația de ulei parfumat, ci la faptul că sunt mai concentrate la modul că parcă pe un metru pătrat sau cum să mă exprim, există mai multe mirosuri, mai intense, mai grele, mai contradictoriu sau mai contradictorii sau ceva de genul ăsta. Parfumul ăsta este unul cât se poate de simplu, deci este simplu de înțeles. Și este genul de parfum pe care ori îl placi, ori ba. Nu cred că există o cale de mijloc. Dacă îți plac parfumurile light, acvatice, dacă ești la început de drum, dacă ești, știu eu, școlar, licean, la început de drum și vrei tu să-ți faci o colecție de parfumuri sau vrei pur și simplu să porți anumite parfumuri, nu cred că ar trebui să începi cu ăsta. Adică poți să-l încerci, nu zice nimeni, poți să-l porți, poți să faci ce vrei cu el. Dar nu cred că este primul parfum care ți se adresează atunci când începi o colecție, când ești la început de drum. Dacă ești ceva mai familiarizat cu mirosurile puțin mai grele, atunci da. Ți-e recomand să-l încerci, să-l porți, să fie a tău, s-ar putea să-ți devină parfum semnătură. Mie nu-mi parfum semnătură, dar cu toate astea este un miros normal. Îmi place. Deci este la normalitate pentru mine. Pentru alții s-ar putea să fie cu bătăi de cap. Pentru mine acest miros este unul că se poate de plăcut, ușor de înțeles. Nu-ți dă de furcă creierului, nasului, pur și simplu îl porți și îți aduce o stare foarte bună. Și apropo, există niște oameni care îți vor aduce niște complimente. Parfumul ăsta poate fi o extensie a garderobei tale, dacă porți piele. Și să ne înțelegem, nu merge numai la piele, merge la ce vrei tu. Merge la haine negre, dacă vrei poate să meargă și la haine gri și la haine, știu eu, militărești, de camuflaj, de whatever. Vezi tu cum îl combini. Ideea este să fii creativ și să nu iei de bun tot ce vezi în online. Dacă îți place parfumul ăsta, dă-ți tu singur filmul cu acest parfum și poartă-l în funcție de personalitate, în funcție de dorința ta, în orice anotimp, la orice oră din zi și din noapte, în orice moment al zilei. Da, toamna, iarna, primăvara, dacă ai film și dacă ție îți face mare plăcere să-l porți vara, n-ai decât să o faci. Pentru că e filmul tău și e plăcerea ta. Ar merge la un date. Bine, trebuie să te asiguri că persoana iubită nu este deranjată de mirosul acestui parfum, că s-ar putea să fie puțin challenging, dar de obicei este acceptat ușor. Pentru că nu este pielea animalică sau extrem de industrială, na, cum ar fi Spirit of Dubai May Dance sau așa. Na, ăsta este chill. Ăsta este cu minte. Și da, merge și la o seară de bere sau la un concert, la o întâlnire de motocicliști, merge foarte bine. Este genul de parfum care acolo merge fantastic. Notele se îmbină foarte bine, nu există ceva care ar putea să fie în afara sferei olfactive, parcă totul se amestecă așa cum trebuie, deci este un miros 100% echilibrat. Are o longevitate bună, nu cea mai bună longevitate din univers. În general, performanța este satisfăcătoare. Nu pot să zic că este bombă de parfum, dar este satisfăcătoare. Obțin 7 ore, maxim către 8 ore de longevitate cu acest parfum. Proiecția este bună cam în prima oră până în 2 ore. După care proiecția va deveni medie, încă preț de oră, dar după aceea totul va deveni skin scent. Deci asta vă spun că nu este o bombă de parfum la capitolul performanță. Ai și un mix siaj, dar nu vă așteptați să fie siaj de tip tot bulevardul. Nu trebuie să ne așteptăm ca fiecare parfum pe care îl avem în colecție să fie bombă, să fie, știu eu, un monstru, un Kraken, un Nexus Core, un, știu eu, chestie genul ăsta. Nici n-are rost. N-ar mai avea farme parfumeria să fie toate foarte țipătoare sau... Eu cred că cum este, este foarte bine gândit. Și da, printre altele, am observat că în acest parfum există anumite chestii pe care nu le găsești la alte parfumuri. Da, nici n-aș ști cum să vă transmit chestia asta. Adică este un parfum complet, dar este în același timp deep. Mirosul acela
pielos este unul cât se poate de adânc, de bine definit, de clar definit, la o rezoluție foarte mare. 8K, HDR, Dolby Vision, IQ, HDR 10+, cum vreți voi, așa ca și analogie a rezoluției și a calității. Dar aici vorbim de un parfum care pur și simplu are acel ceva. Iar chestia asta mie îmi place foarte mult. Și acum, dacă ați rămas până aici, nu pot decât să vă mulțumesc. Voi veni în completarea acestui video, acestei pseudo-recenzii, cu încă niște parfumuri care cumva au fost influențate de Tom Ford Ombre Leather. Adică, să ne înțelegem de la bun început, Tom Ford Ombre Leather nu poate fi clonat 100%. La fel cum multe parfumuri din lumea asta, sau poate toate, nu pot fi clonate în procent de 100%. Ăsta e farmecul, să nu clonezi 100%. În momentul în care clonezi 100%, nu știu, cred că își pierde farmecul toată parfumeria. Nu sunt împotriva clonelor, sunt împotriva gândirii de genul un parfum clonă trebuie să fie cât mai aproape de original ca să fie vero, ca să fie, știu eu, true, ca să fie super. Nu. La mine nu funcționează așa lucrurile. Mie îmi place când vine un producător, de exemplu, care vrea să se inspire, nu să cloneze, să copieze ca la examen. Știți faia aceea cu Mr. Bean care copiază pe diferite subiecte. Nu e ok. Mi-am dat seama mult timp și nu e ok. Pentru că nu mai există personalitatea, nu știu. Dar în momentul în care te inspiri și încerci să vii tu cu ceva nou, cu ceva original, cu ceva twist, asta înseamnă că ai muncit și tu pe lângă. Și este o chestie cât se poate de faină. Adică, na, mă rog, să vii cu aportul tău de ceva în munca respectivă. Adică, ok, tu produci mașini, da? Dau un exemplu. Ai, nu știu, o linie de producție de mașini. Mi-mi place foarte mult ceea ce faci, dar vreau să vin cu ceva nou. Aș vrea să mă inspire de la tine, pentru că mă impresionez cu adevărat. Și există niște tehnologii acolo, da? Dar vreau să viu cu ceva nou. Și faptul că viu cu ceva nou, asta implică muncă din partea mea. Da, așa e și în parfumerie, în momentul în care există foarte mulți producători de clone care doar xeroxează copy-paste de la A la Z. Bă, îți place la început e fun, știi, în urmă cu câțiva ani era fun să găsești cea mai apropiată clonă de original. Da, dar dispare farmecul la un moment dat, adică nu mai e farmecul ăla, pur și simplu te simți așa, dispare farmecul. Și îți place când un parfum îți amintește de original, adică îți dă cu ceva trigăre sau ceva de genul ăsta, pentru că există posibilitatea să fi mirosit un parfum original, mă refer cel de design sau de nișă, acum câțiva ani. Și l-ai uitat, s-a discontinuat, nu mai dai de el și în momentul în care prinzi un parfum de tip parfum inspirat, hai să nu le mai numim clone, prinzi un parfum inspirat, îți dă cu trigger, îți amintești de acea perioadă a tinereții tale, a copilăriei, dar parcă și îți pune așa un pic creierul în mișcare și stai și te gândești, băi, oare de ce mi-aduce aminte? Oare ce simt acolo? Oare care e faza? Totuși îmi amintește ceva, dar nu știu ce. Și stai așa mult timp și ești pur și simplu îngândurat. Și la un moment dat, când afli din ce s-a inspirat sau pur și simplu, poate din greșeală s-a inspirat, știu eu, că note comune, te bucur foarte mult că mai ai șansa la un parfum care să aducă cu acel parfum original al anilor, știu eu, 80-90 sau când ai fost tu tânăr sau elev sau licean sau student. Adică mai ai șansa la mirosul ăla, pentru că până aici vorbim de mirosuri, de ADN-uri. ADN-uri împrumutate, pentru că hai să fim serioși, în toată lumea asta, toată lumea se inspiră. De la industria auto, până la industria ITNC, până la industria de știu eu mai care, trenuri, locomotive, vapoare, avioane, toată lumea se inspiră. Adică nu mai trăim în anul în care, sau în perioada, în secolul în care nu mai există ceva original pornit de la zero. Trebuie să fim deschiși la minte. Asta este. Așa funcționează comerțul, așa funcționează lumea asta. Na. Și acum, ca să nu mai întindem foarte mult, o să vă arăt 3-4 parfumuri care cumva se inspiră din Tom Ford Ombre Leather, pentru că, ce să vezi, există și așa ceva. Și mie îmi place chestia asta pentru că au ceva diferit. Da,
Nu pot să zic că unul se apropie mai tare ca altul, așa în procente, pentru că n-am aparat de măsură să știu cât virgulă la sută sau cât la sută se apropie de original, dar oricum, o să vedeți despre ce e vorba. Și există aici patru parfumuri mari și late care ar vrea să se inspire. Ar vrea să se inspire din Tom Ford Ombre Leather, pentru că a fost un parfum și este foarte popular, foarte iubit și foarte urât și detestat, dar este un parfum popular, mainstream. Și, după cum am spus, este atemporal. Așa că așteptați-vă de acum încolo mult timp să se mai lanseze clone după acest parfum. Sau, hai să nu mai zic clone, că deja mă contrazic eu. Parfumuri inspirate. Da, și începem cu parfumul care se apropie cel mai mult de Tom Ford Ombre Leather. Orientica Leather Wood. Deci ăsta se apropie cel mai mult de Tom Ford Ombre Leather. Este un prieten pe cinste. Pentru că are acel caracter asemănător, mental vorbind, are acel caracter care se apropie foarte mult de Tom Ford Ombre Leather. Se zice că cine se aseamănă se adună, dar eu mai zic că cine se aseamănă la un moment dat poate să-și dea în cap. Să-și dea în cap pentru simplu fapt că, na, sunt doi oameni la fel. Ca și cum te-ai privit în oglindă sau ceva de genul ăsta. Dar totuși au acel ceva diferit și asta face ca Orientica Leather Wood și cu Tom Ford Ombre Leather să se înțeleagă foarte bine. Pentru că sunt foarte asemănători, au pasiuni, hobby-uri comune, aspirații comune, dar au ceva diferit și chestia asta îi atrage. Nu pot să vă dau procente, că n-am aparat de măsură, nu o să fac ca și alții, o să zic 99,99 perioada, nu știu care, să spun că ăsta e cel mai apropiat de așa în procente, dar după nasul meu este foarte apropiat. Trebuie să fii atent și o să observ că aici aspectul merge înspre mai, aspectul olfactiv mă refer, merge spre condimentat, mai țipător, mai spicy. Dar se aseamănă foarte mult și ăsta, Orientica Leather Wood, vine cu un twist. Și chestia asta îmi place foarte mult. Bun. Un al doilea parfum care se apropie de Ombre Leather, dar nu cum o face Orientica Leather Wood, este acest Pandora Scents Noir and Leather, care da, se apropie. Se apropie foarte mult, dar nu e același lucru. Au ceva diferit. Ăsta este ceva mai ierbos. Ar merge în zona aceea, parcă, anilor 80, după cum îl percep eu. Pentru că aici se pune foarte mult accent pe notele, mai verzi. Deci pielea, parcă, un pic este mai în fundal, mai în spate, dar vin din spate niște note verzi care îl fac mai, hai să spun, mai purtabil pentru un nas, ceva mai neobișnuit. Deși ele două, ca și interfață, ca și corp, ca și fățeamă, seamănă. Dar au caracter puțin diferit unul față de altul. Deși se aseamănă și la caracter, și la înfățișare, la îmbrăcăminte, au aceleași gusturi muzicale, aceleași gusturi în materie de haine, vestimentațiile lor sunt asemănătoare, dar în interiorul sufletului lor au ceva diferit. Din când în când își mai dau ei în cap. Sunt prieteni buni, dar se ceartă mereu. Asta este. Ceva nu le convine unul la celălalt. Deci, parfumul ăsta ar fi cam pe locul 2 ca fiind o sursă apropiată a originalului Tom Ford Ombre Leather. Nu este un lucru rău, are și ăsta un twist, iar asta îmi place la nebunie. Da, după aceea, ar mai fi un parfum foarte necunoscut, dar foarte necunoscut și n-a reușit nimeni să-l facă un parfum cunoscut. Este acest Bellona Maxix, care da, este inspirat din Ombre Leather. Este inspirat. Dar aici vestimentația, gusturile, materie de vestimentație, vedeți și voi, sunt diferite. În schimb, au ceva asemănător la capitolul caracter, suflet, chestii genul ăsta, dacă e să intrăm pe teritoriul ăla. Dar cu toate astea, ăsta este ceva care ar tinde un pic mai înspre dulceag, dulce. Pentru că da, Tom Ford Ombre Leather este ușor dulceag, dar nu este așa de dulce ca și ăsta. Ăsta are acel ceva dulce. Și asta îl face pe Bellona Maxix să fie cu o personalitate proprie, pentru că pe lângă mirosul inspirat din Tom Ford Ombre Leather, Bellona Maxix are și acel caracter ceva mai dulce. Poate pentru unii ar putea să pară mai apăsător.
Bun, are longevitate ok, proiecție așa și așa, siaj așa și așa, nu v-am spus de Orientica Leatherwood, care depășește Tom Ford Ombre Leather la capitolul performanță. Proiecție, siaj, longevitate. Ăsta stă 9 ore, proiecția e mult mai bună, siajul mult mai bun la Orientica Leatherwood față de Ombre Leather, iar la Pandora Noire Leather, cam pe acolo este și cu performanța, ca și original Tom Ford Ombre Leather. Depinde, nu totdeauna, uneori ăsta performează mai bine, alteori performează mai rău decât Tom Ford Ombre Leather, dar ce mai contează, pentru că ăsta este mult mai ieftin decât Tom Ford Ombre Leather, deci este super ok. Nu cred că ai pretenții foarte mari când prețul acestui parfum este sub, din câte mi-aduc aminte, sub 150 de lei. Deci este bine cât este. Și performează ok. Deci până acum cel mai bine performează Orientica Leatherwood, dar este și cel mai aproape, chiar dacă are alte gusturi pe partea de vestimentație. Dar sufletul și caracterul este acolo. Și ultimul, despre care mulți spun în online că este o clonă, este acest Afnan Rare Carbon, care cică ar fi o clonă de 100%, 99,99, perioada 99,99, din Tom Ford Ombre Leather. Nimic mai greșit de atât. Băi, oameni buni, eu mă cunosc cu parfumul ăsta de ani de zile. L-am folosit de foarte multe ori. Iar parfumul ăsta este un parfum care mi-a intrat în colecție, dacă bine mi-aduc aminte, prin 2021. De atunci și până acum, în 2024, am apucat și eu să-l testez, să-l port, să se macereze, să văd ce știe să facă. Băi, dar nici după 3 ani de zile, parfumul ăsta nu este o clonă. Ăsta este o inspirație a două parfumuri, dar mai vine și cu un twist. Adică aici, în sticla asta, se află un ADN care îți amintește Tom Ford Ombre Leather, dar și Tuscan Leather. Deci nu numai ăsta. Total greșit să zici că este clonă de Ombre Leather. Că am văzut în online că mulți îl aseamănă foarte mult și îl proslăvesc și îl declară ca fiind cea mai bună clonă. Nu este clonă, oameni buni. Este doar un parfum care amintește de Ombre Leather. Este doar un parfum care amintește de Tuscan Leather. Dar mai vine și cu un twist propriu. Adică cu, pe lângă notele amintite anterior la Tom Ford Ombre Leather, aici mai există niște note acvatic sărat, marine, și note acvatice dulci mai există aici și mai există și niște fructe de pădure. Foarte efervescente, suculente, de parcă avea un suc sifonat, efervescent sau cum vreți voi. Deci parfumul ăsta este mai de vară și are longevitate, vedeți și voi clipul și o performanță. Vedeți și voi clipul, am vorbit despre el pe larg. Băi, ăsta are un caracter cât se poate de diferit față de Tom Ford Ombre Leather. Vestimentația este foarte diferită, ăsta e bogat. Deci ăsta se îmbracă numai de la brand-uri de firmă, după cum puteți observa. Ăsta se îmbracă opulent. Ăsta este așa, tot cu piele, tot cu chestiile alea casual, de motociclist, de nu știu ce. Da, ca și miros, ca și caracter, este foarte departe de ăsta. Și acum vă întreb pe voi, se înțeleg bine aceste două parfumuri? Răspunsul o să-l puneți voi în secțiunea de comentarii. Pentru că vreau să știu și părerea voastră, vouă cum vi se par aceste două parfumuri, dacă vi se par asemănătoare sau cât se poate diferite. Eu aș spune că sunt foarte diferite. Pentru că ăsta are un caracter propriu, nu doar că mai simți un parfum aici, adică Tuscan Leather, dar vine și cu un twist propriu și cu acel acord, hai să spun așa, acvatic. Și sărat, dar și dulce în același timp, după cum percep eu lucrurile. Și mai vine și cu acel acord fructat, suculent, efervescent de fructe de pădure, poate și niște fructe roșii, poate și o rodie pe acolo, știu eu, ceva de genul ăsta. Și un măr roșu, nu știu, am simțit chestii faine prin el. Dar nici de cum nu este clonă de Tom Ford Ombre Leather. Deci nu. Doar se aseamănă și o face foarte puțin. Cam astea sunt impresiile mele despre acest Ombre Leather and Friends, Ombre Leather and Twist and cum vreți voi. Tu ce părere ai despre acest parfum care riscă, în ghilimele, să devină iconic și dacă mai stă mulți ani pe piață, cu siguranță o să devină. Secțiunea de comentarii vă aparține, comentariile vă aparțin, comentariile faine le voi păstra, voi răspunde la ele,
comentariile de tip hate. Le voi șterge, le voi da, cum s-ar zice, shift delete. Astea fiind spuse, vă mulțumesc că ați rămas până aici, iar noi ne auzim data viitoare când vom vorbi despre alte parfumuri la fel de interesante. Ciao!